sunt așa ce sunteți? Ce ai fă de urle așa? Na. Ce faceți mă aici? Ce vă dărutați mă așa aici în fața casă? S-a părut fă, n-am făcut nimica. Știi la ce mă doare pe mine sufletul, bre? Nu știu, dar simt că o să aflu secunda asta, uite. Vre că nu e Jean Elveu aici. Vre că nu e Jean Elveu aici. Da, inima lui aici. Ea trăiește și bate la tine în pet, bre. Dumnezeu să-mi ierte. Mi-e așa de dor să o aud. Bre, Cuscăre, dezbracă-te. Hai, noroc, noroc, vino cu ceva. Vino, vino, până, vino cu acea. Odată când zic, vino până cu acea, zic ceva. Ce? Băi, am făcut-o... Petru, uite aici. Uite de aici. Am făcut-o lată. De data asta chiar am făcut-o lată. Și... Ia mă, zic ce ai făcut. A lăsat-o pe una gravidă și e și combinat-o cu... Și ce ești, îndrăgostit? Vrei să fii de nevastă? Nu vreau să iau, băi, de nevastă, băi, rubine. Da? Eghi, stai. Băi, eu nu vrei să te însori cu ea, da? Nu. Păi și atunci ce faci? Lasă să crească fraierul copilul, dacă e maritată. Lasă să crească fraierul copilul. Eu vreau să zic ceva. Tu trebuie să-mi zici mie cum scap de copilul ăsta. Că trebuie să scap de copilul ăsta. Nu că lasă să... Îi trage scaunul de sub cur, a căzut în cur și gata. Îi trage scaunul de sub cur. Ce zice asta? Bunică, dar ce zice asta? Tâmpenia asta. Îi trage scaunul de sub cur și gata. Pierde copilul. Dă-o o dreacu de aici cu pierde. O duci la mașinuțe. Ce mașinuțe? Alea din parcurile de distracție. Alea care se ciocnesc între ele așa. Și-l scap acolo. Dai cu mașinuța, ia? Parcuri. Altă idee extraordinară. O duc la mașinuțe în parcuri de distracție, pierde copilul. Băi, parcă ai venit de la nu știu de unde, nu din Italia. Ce-s cu astea? Bine. Dă-i pastile. Păi pastile, bă, că de aia e vorba. Pastile, dar ce pastile? Cum le iei, le tai, bucăți, le pui praf, le pui în cafea, și... în ceai, mă, măligă, ce le pun? În piure, în ce vrei tu? Și ce pastile? Zic eu ce-s doctor să știu ce pastile. Sunt niște pastile. Dar cel mai simplu ar fi altfel, de fapt. Acum, bine, depinde și de tine, și de na, cum vă înțelegeați voi la pat. Adică îți plăcea de ea când erați la pat? Nu. Deloc, deloc? Nu. Nasol atunci. Te duci și ție o pastilă de albastră. De aia, pentru tine să... Nu, ascultă-mă ce zic, că vorbesc bine. Da? Știu ce zic. Și te duci și dai la ea o zi și... Bine, o să-ți trebuiască mai multe pastile. Cam așa, vreo două zile dai la ea foc continuu și după aia... Ascultă ce zic, îl scui pe capă gloți. Du-te de reacu de aici. De ce, mă? Du-te de reacu. Dar se face, pe bune că se face așa. Steven. Ești prost, bă. Ești tu prost că ai lăsat-o pe aia. Dar cine e? Cine e asta? Auzi, mai bine mă duc pe lasă, stau de vor, că știe mai multe decât tine, bă, tu ești... Știe mai multe, bă. Pita, o să mă mai culc o dată cu ea. Păi te ține două zile dacă te culci cu ea o dată. Te culci de mai multe ori. Ia uite cum îl bați. Ia uite cum zice ea, sunt acelea mamă. Dar altul. El a murit, domnule. Așa e viața, e dură, e aspră. A murit, eu i-am luat lui. Nu mă trăiesc din cauza lui. Ce băiat frumos aveam eu, băi, cu screbă. N-auzi că viața e dură. Cum era el de deșert. Ne naștem pe rând și murim în tot așa pe ferică. Ce băi de ferică, să zic eu, e ferică. Ce cauzi, dragă, aici? Nu ți-am spus că nu trebuie să vii când sunt oameni mari de față? Ce-i tot cine? Eu sunt Sam. Cinci, mă? Sam. Ii de mâna cu așa.
Mai, tata, mă potolește, te dai sperie. Ce nu-i sperie, dar e Sandu, ce? Da, e colegul ei. E colegul ei? Vreau să spun că-l duc acasă, nu te enerva. Pentru că vin și eu cu voi, hai că vin și eu cu voi. Hai să culcăm copiii, că trebuie să... Copiii se culcă la ora. Ce spune mie de tine, Gianni? Gianni, ce mai e robabii? Ce faceți asta, mă, nenorociții? Auzi, bă, eu aș vrea sta cu voi dacă mine mă așteaptă copilul. Și potolește-o dracului pe asta să mă audă careva. De ce, mă, de ce, de ce s-o ajungă așa de mine, de ce? De ce, mă, ce te-am făcut eu ție, mă, nenorocitule? Termină cu circul ăsta. Că nu mă impresionează pe mine, ai înțeles? Abia aștept să plece, a? Nu, mă, dar uite, maică-ta mi-a rupt nasul la vestă. Eu nu am nimic cu mine. Lasă-mă, ia-mă încet până revin, nu s-o obișnuit. Dar e ziua ta, poștule, simte-te bine, ai musafir, distrează-te. Ce-i problemă? Nu e nicio problemă. Mi-a rupt nasul aici. N-a crezut să-l vă schimba pe Gigi Dumbrava. Nu știu, nene Cristofor, nici eu nu știu ce să mai cred. Am crezut că joacă teatru așa cu mine pentru Irina, dar... Duplicita? Nu cred. Dacă s-a schimbat, ar fi chiar o minune. Nene State! Nene State! Ce s-a întâmplat, nene State, cu Rodia? Că zici că vine, că nu știu, nene State. Să văd ce e, am dat să facă 2 minute cu bani. Ia telefonul meu. Sună, te rog, și zi, stă, vină mai repede, nu vezi, stau oameni, așa, stau... Da, mă, stai, n-ai nicio grijă, mă, fii atent, eu jur că prima dedicație ție ce fac, că e ziua o masă citare. Și o să-i fac o dedicație lui tata socul. Dedicație? Suprema încercare, cred că mergi prea departe. Nu cred. Stai liniștit, stai liniștit, stai. Alo, Rode, ce faci, păi? Păi nu te pânzul, mă, dacă, mă, dar ce dracu faci, mă, două, cât durează, mă? Unde ești? Păi și de ce m-ai răspuns? Trec la telefon. Ce? Unde? Ia aici! Auzi, te rog eu frumos să mă spui că am întârziat, dar m-a văzut nenea State să-i scriu un câte lucea urmă ăsta și l-am scris cu băieții ăla. Întâi l-am scris pe trotuar și după aia l-am cântat. Nu nimic, lasă, hai, cântă, bagă. Hai, mă, bă, hai. De ce ți-ai bătut, mă, joc de sufletul meu? De ce ți-ai bătut, mă, joc de sufletul meu? Poate o să înțelegi și tu odată că eu nu am vrut relații serioase. Am vrut numai aventuri. Cine mă cu Roza? Cine vrea să distreze? Asta am fost eu, mă, pentru tine. O distracție de câteva zile. Asta am fost eu pentru tine. Pentru ce crede? Că vreau să te iau de nevastă? O să facem copii? Ești cam proastă, Regino. Tu mi-ai zis că mă iubești. Mama ta a zis că nu te-a văzut niciodată așa de îndrăgostit. Termină cu miorlelele astea. Și caragioasă. Și ai vrut prea mult de la mine. Nu e adevărat. Tu m-ai luat de aici din șatră. Tu m-ai dus la mama ta și mi-ai zis că mă vrei de nevastă. Eu nu ți-am cerut niciodată nimic. Și atunci de ce te-ai dus la mama? Ce credeai că obții? Mă iubești pe Roza? Cred că asta nu e treaba ta. Și dacă mă duc la domn și spun ce am văzut eu aici? Și dacă o să faci asta? Pe cine crezi că o să creadă el? Pe tine sau pe iubita lui soție? Eu zic să termin cu geloziile astea.
Tot ce a fost între noi s-a terminat bine? Calmează-te, că nu cred că e chiar așa grav. Spune-mi ce s-a întâmplat. Sunt disperată în viață! Ce mă fac eu cu Smeralda? Auzi, dacă tot ești aici, nu-mi dai și mie un sfat? Că am văzut că ție merge lipa la cu Sile ăla. Unul la mână. Între mine și Sile nu e nicio lipeală, cum zici tu. Și doi la mână, uite, eu îți promit că o să încerc să stau de vorbă cu Smeralda, să văd ce... Te rog frumos, te rog frumos, dai de vorbă cu ea, te rog frumos, să moară familia Dumnezeu Rământător pe viață, te rog, te rog frumos, hai, liniștește-te, hai, gata, uite, eu îți promit că o să stau de vorbă cu ea, te rog frumos, te rog să stai, stau, mă, stau, te rog, hai, stai jos, nu vrei? Hai, lasă, nu mai stau.
Mirunță, mă, nu se poate. Sper că n-ai cu nimica, da? Și sunt eu, mă, trebuie să fii mai devreme, să te aveam și eu cu cinci ani. Păi ce se întâmplă? Eșerent de petrecere, n-am crezut că în casa ta o să văd o asemenea paranghelie. Domnul Gigi, e extraordinar talent și are timpirea asta. Îți place, nu? Eu zic să o luăm acasă. Ieși afară, ieși afară de aici. Am greșit. Ai greșit, dragă. Am greșit. Și paranghelie, mă, cum adică în casa mea? Tu bagi acum cuțitul în inima mea, îl răsucești și faci... Calmează-te, e un spectacol extraordinar. Maricica a gătit foarte bine. Chiar mi-a plăcut. Stai cald. Fiica mea e pe aici. O via du-te și e ziua lui Codruț, vorbește cu el. Am vorbit, am vorbit. Pe mine mă interesează dacă fata mea. Nu, fie aici. Toată lumea aici. Da? Toată lumea aici. Caut. Toată și aici. Bine, spune și aici. Asta! Da, asta e viața care îți place să o duci? Asta e bărbatul de care ești îndrăgostită? Și tu nu trebuia să vorbești așa cu el. A, tot eu sunt de vină, da? Te rog să nu te mai bagi în viața mea. Nu ți-a cerut nimeni lucrul ăsta. Bravo, Camelia, bravo, bravo. Faci progrese, draga mea. Bravo, Camelia, ce mă ascultă pe mine? Te rog frumos. Lasă-mă, prima melodie să ascultați Imu, Jaia. Ce? Și Amaru. Care? Care de ce? Ce vrei, mă? Ce mai vrei? Amaru de ce? Ea costisit o criză de la început care a promis-o. Hai, că bagă să-mi venea așteptat-o atâta. Pentru vederiu? Pentru mine, hai, stai. Ce-i mormântarea asta, mă? Ascultați, am o bresta de pe care asta e mortutare. Am luat deja. Haide, pune o bailată. Am altul. Am altă surpriză. Hai, ca noastră de-aia cu de-aia cu de-aia. Hai, hai. Cânt-o, mă! Gata! Ce? Mai trebuie! Păi ce, acum am mai consumat ca o șotetă murdară și mă arunci? Da. Și m-a pus să mai și reproduc pe babi, a? Da, acum las-o babi. Lasă-mi, lasă-mi, ia! Ia prin urgeți-mi, babi!
Nu,